Un consum la pompă pentru mașina asta, pe 617 km, în oraș, bară la bară, în trafic, în aglomerații, de... Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, asta de aici, de lângă mine, este Toyota RAV4 2.5 hibrid 4x4 2021, între timp are 95.000 de kilometri. Este mașina pe care o avem long term testing de la Autonom Auto Rulate. Vrem să aflăm, odată pentru totdeauna, cât consumă o astfel de mașină în oraș. Printre voi sunt foarte mulți posesori de astfel de Toyota 4x4 hibrid, probabil din același an. Și fiecare are alt stil de mers. Fiecare poate ați mers doar prin oraș, poate ați mers un pic și în oraș și un pic și pe afară și consumurile diferă destul de mult. Unii zic, bă, ia 5 în oraș, alții zic, ia 8 în oraș, ia 12 în oraș, ia 3 în oraș. Dar cât ia per total? Există un singur mod de a afla și anume alimentăm de aici, de la OMV-ul ăsta, de la Mihai Bravu, de aici. Mergem cu mașina câteva sute de kilometri în oraș, depinde și cum o să ne plictisim de testul ăsta. Poate să, nu știu, o să consumăm tot rezervorul, poate nu. Ne-am gândit ca testul ăsta să fie cât mai aproape de realitate, să nu ieșim din oraș cu mașina, deloc. Dacă avem de mers până în Otopeni, luăm BMW-ul, luăm mai altă Toyota, luăm Fordurile, luăm altceva, dar nu asta. O să fie destul de complicat de organizat testul, o să vedem ce o să iasă. Cât estimați că o să consume Toyotica asta în oraș? Ziceți o cifră acolo, consumăm... 5, consumă 6, consumă 8, consumul la pompă. Sunt foarte, foarte curios. Dacă nimeriți consumul la, nu știu, pe aproape, vă dăm un cadou de la Mașina Potrivită. Bine, hai să dăm drumul la episod. Alimentăm și începem să mergem cu ea. Apropo, o să schimbăm mașina între noi, o să meargă și Radu, o să merg și eu și o să vedem la final ce o să iasă. Hai să dăm drumul la treabă. Bun, eu tocmai am venit dintr-un test mai lung. Benzină, nu pot să vă arăt acum, este Max Motion 100+, alimentăm cu benzina asta până la primul cric. Benzină pun, da, da. Și acum așteptăm. Testul ăsta îl încep după ce tocmai am fost off-road cu mașina și nu știu dacă ați văzut episodul ăla, dar e un episod foarte mișto. Mașina a consumat foarte puțin. Cu un rezervor plin, am fost până la Poiana Mărului, prin Brașov, prin Râșnu, prin nu știu ce, ne-am și întors, am mers destul de tare pe autostradă cu Toyotica asta și consumul a fost unul foarte bun. Au intrat 46 de litri în rezervor, nu știu cât de mare e rezervorul, acum sunt pe 0, probabil rezervorul este destul de mic, care vreo 50 și ceva de litri. Bine, mă duc să plătesc, mă întorc și dăm drumul la test. Haideți să vă arăt cum arată mașina asta și pe car vertical, pentru că eu am fost un om foarte prevăzător și înainte să o iau de la Autonom Autorulate, evident am consultat un raport car vertical, cum vă sugerez și vouă să faceți în cazul în care vreți să vă cumpărați o mașină second hand. Car vertical nu le știe pe toate, dar este foarte, foarte bun ca verificare preliminară. Eu am folosit codul nostru de reducere MP și am primit un discount de 20%. Bine, nu este o sumă huge, enormă, dar dacă te uiți la mai multe mașini, atunci îți sugerez să folosești un astfel de cod de reducere. Și dacă tot folosești un cod de reducere, de ce nu al nostru? Bun, ăsta este raportul car vertical pentru mașina asta. Vi l-am arătat și în episodul trecut. Kilometri par reali. Ultima revizie este la 83.000 de kilometri acolo și apare și în cartea de service. Deci raportul ăsta car vertical se pupă cu ce apare în cartea de service, pentru că mașina are și cartea de service. Acest vehicul a fost avariat. Culmea culmilor este că aici este Honda CR-V în explicația celor de la car vertical, nu știu de ce, când acolo ăsta este o Toyota RAV4. Avem așa, car vertical ne zice stânga față, deci portieră șofer, bară față, dreapta și parbrizul și daune între 2000 până la 6000 de lei. Acum, față de alte episoade și cam ăsta este raportul car vertical. Dacă v-ați uitat la episoadele trecute cu privire la această mașină, o să vedeți că eu am primit de la Autonom Autorulate și un istoric de service și un istoric cu ce piese s-au înlocuit la mașina asta și am și făcut o verificare la noi la atelier, adică am verificat din toate sursele posibile și asta vă sugerez și vouă să faceți în cazul în care vreți să cumpărați o mașină second hand. Și apropo, mașina asta este de vânzare.
Bine, înapoi la episod. Acesta este testul, începe de la 95.784 de kilometri. Înregistrez asta oricum ca să știu și mai târziu. Ia să dacă pot să resetez eu, fă un setup. Ce setup, bă, băiatul, aici? Menu, info. Încerc să văd dacă pot să resetez, pentru că nu-mi place la trip information. Trip information, clear. Latest, 8.1% clear, delete, gata. Mă lasă? Nu mă lasă. Aici în București cumva trebuie să te și bagi, să și ceri voie. Nu știu cum faceți voi, eu în general sunt un om care cere voie, nu-mi place să mă bag, nu-mi place să fiu nesimțit. Eu mă bazez cumva și pe politețea oamenilor. Eu însă sunt un om relativ politicos. Am și momente în care nu sunt, dar în general mi-e place să fiu politicos. Țin foarte mult la respectul ăsta în trafic, nu știu. Nu sunt un om care merge cu viteză mică în general, dar respectul nu ține de viteza cu care mergi, respectul ține de cum îi tratezi pe oamenii din jurul tău. Asta este opinia mea. Adică dacă e cineva care vrea să facă o depășire, trebuie să-l lasă să depășească. E important să fii și tu lăsat să... Așa. Dacă e cineva care, nu știu, merge pe banda 1 și s-a oprit un autobuz, nu, așa, e important să-l lași, bă, că fluidizezi traficul. Da. Cam asta e. Voi cum procedați? Așa, testul nostru de consum, day 1. Mergem acum în modul 0%. Și uite ce ne așteaptă acolo în față. Dar avem aici efectiv 0% consum. Mamă, ce mișto. Toyota funcționează pe trip average, adică îți dă un consum mediu pe fiecare călătorie în parte. E puțin greu de văzut exact cât consumă. De asta, nu știu, n-am găsit setările. Sigur, dacă aveți Toyota de astea, știți mai bine. Sunt foarte curios cât o să consume. O să mă duc acum la noi la atelier, las mașina acolo, iau scooterul și mâine Radu găsește mașina super gata, alimentată, pregătită de drum. Eu merg cu Toyota asta deja de ceva timp și trebuie să vă zic că este super. Este mie, cel puțin, mi-a depășit orice așteptare. M-am obișnuit cu ea chiar și pe autostradă. Ce drept nu poate să meargă cu viteză chiar așa de mare, fără să vujie și nu îți dă așa o satisfacție, plus că are și un consum mare dacă o calci. Dar pentru oraș, pentru drumuri scurte, mașina este fix ce trebuie. Și adevărul despre noi este că majoritatea timpului noi folosim mașinile în oraș. Folosim SUV-urile în oraș pentru că ai o vizibilitate mai bună, te gândești că ai o mașină mai mare, o fi mai sigură. Nu e neapărat adevărat, dar percepția ta contează mai mult decât un adevăr științific, niște teste euro în cap. Skoda Octavia are note mai bune decât Skoda Kodiaq, dar până la urmă percepția asta asupra siguranței contează și primează. Și te gândești, bă, în camion sunt mai sigur decât pe motocicletă, deci cu cât mai mare, cu atât mai bine. Și mașina asta nu e mică, e destul de mărișoară și cred că de asta ne place SUV-ul în oraș. Totodată, e mai ușor să te urci în SUV, e mai ușor să scoți copilul din, nu știu, din mașină. Dacă ai SUV, mai ușor să bași cumpărăturile, te descurci un pic mai bine cu SUV-ul în oraș. Și cred că chiar am învățat asta de la foarte, foarte mulți clienți de-ai mei. Cred că SUV-urile sunt utilizate cel mai des și cel mai frecvent în oraș. Foarte rar am văzut pe cineva care își duce SUV-ul 4x4 altundeva. Sau, nu știu, Doamne ferește să meargă off-road. Acum, eu vin după un test off-road cu mașina asta și trebuie să vă zic că este superbă. Dar chiar miram aș ca cineva să-și ducă Toyota RAV 4x4 off-road. Atât deocamdată, mă duc să parchez mașina, să iau scuterașul și... Da, să vedem ce va avea Radu de zis despre mașina asta și cum mi se pare lui. Ca să consumăm rezervorul la stilul ăsta de mers la care merg acum, trebuie să mergem vreo 700 de km în oraș. No. Noi mergem în oraș, mergi mai des cu scooterul, cu altceva, dar o să vedem. Salutare, eu sunt Radu și între timp
am luat și eu mașina asta, Toyota de la Dan, ca să finalizăm testul de consum în oraș. Și ce pot să spun până acum e că mașina are o problemă în sensul că nu prea consumă benzina asta din rezervor. M-am tot învârtit cu ea prin oraș zilele trecute când a fost mai urât și n-am putut să merg cu două roți. Așa că, în concluzie, eu cred că Toyota asta încă nu am făcut un calcul. Din păcate, nu am reușit să găsesc setarea, să-i văd average-ul de la ultima alimentare. Dar așa, fiecare trip luat unul câte unul, cu siguranță Toyota asta consumă mult mai puțin decât Toyota din 2016. Asta în condițiile în care este și 4x4, este un pic mai puternică, dar are o altă tehnologie și altă motorizare. Ce pot să zic? Mie îmi place mașina. Interiorul clar este mult mai interesant decât la cealaltă. Din punct de vedere al zgomotului, părerile sunt împărțite. Eu zic că mașina asta se aude mai încet decât cealaltă, cel puțin din punct de vedere al zgomotului motorului atunci când accelerezi. În rulaj, da, există un zgomot mai mare, dar cealaltă are cauciucuri de vară, dacă nu mă înșel, iar asta are cauciucuri de iarnă. Și posibil să se audă și de acolo altfel. Am mers cu mașina și în așa zis off-road. Am ieșit într-un test drive de consum în afara orașului. Am ajuns cu ea undeva pe sus, pe la munte, pe la cabana Diham. Și am scos-o de pe drumul ăsta, de pe drumul de macadam. Am băgat-o pe niște dâmburi pe undeva pe acolo. Iar mașina, pot să zic că mi-a plăcut cum a comutat, să zic așa, tracțiunea de pe roată pe alta, pe puntea spate. Și m-a scos din o zonă destul de ciudățică. Într-adevăr, sub mașină, în zona motorului spate, se aud niște zgomote care inițial am crezut că sunt defecte, dar nu, așa face mașina ca să comute practic tracțiunea de pe roată pe alta. Așa că, în concluzie, mie îmi place mașina. Am zis, îmi place mai mult interiorul la mașina asta. Materialele clar sunt superioare. Display-ul ăsta e mult mai interesant decât la cealaltă, mai puțin butonelele astea care sunt foarte învechite, să zic așa. Așa că așteptăm verdictul final, consumul real în orașul București, cu aerul pornit, pe automat, în modul eco. Chiar, sunt curios câți dintre cei care au Toyota hibrid sau alte hibride merg în oraș în alt mod decât cel eco. Eu n-am mers, nu știu. Adică, cred că toată lumea încearcă să obțină un consum cât mai bun folosind acest mod. Dar ce este interesant, în modul sport, mașina asta frânează mult mai bine decât în eco sau în normal. E mult mai sigură, frânează și se oprește practic acolo unde vrei. Pe celelalte moduri, aia are tendința, sau cel puțin așa am eu impresia, că n-ar frâna așa cum ar trebui. Da, asta este. Condusul ăsta în oraș uneori este un stres, băi, sunt extrem de mulți nesimțiți, adică sunt, mi se pare că, da, sunt foarte mulți nesimțiți. Hiper mulți nesimțiți în acest oraș. Și până la urmă, ideea este că tu trebuie să conviețuiești cu oamenii. Eu sunt mare fan al respectului în trafic. Trebuie să respecti, frate, trebuie să... Uite, la intersecția asta, de exemplu, ia să vedem dacă o să facă cineva de pe banda aia, dacă o să facă dreapta. Ia uite, ăla din față, de acolo.
trebuie să respecti oamenii până la urmă, nu știu. Foarte mulți șoferi hiperagresivi. În general, cu hibrida în oraș, ca să consume puțin, trebuie să accelereze așa foarte, foarte, foarte soft. Și să o lași așa pe ea, să meargă în ritmul ei. Cam asta e modul în care ar fi bine să conduci. Asta ca să scoți consumuri mici. Și pe măsură ce te înveți așa să conduci, ia uite, să accelerezi așa. Efectiv, să-i lași pe tot să te întreacă. Hai, ușor, 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 așa. Că oricum viteza de deplasare în oraș e mică. Până la urmă, unde te grăbești? De ce să te grăbești, maică? Unde te grăbești, maică? De ce te grăbești, maică? Uite așa, cu 40 la oră, 30 la oră, ușor. Oricum, ne vedem toți aici la semafor. Da. Asta ca să obții un consum bun. Acum, scopul meu nu e să demonstrez cât de mult consumă Toyota în oraș, ci să demonstrez cât de puțin consumă Toyota în oraș. O să merg cât de cât normal și mai la consum așa, sunt curios. Că poate Toyota o vedea episoadele astea și o să zică: ha bă, băieți, că sunteți buni, și vă dăm și noi o Toyota să o testa jumătate de zi. Dragilor, testul nostru se apropie de final. Am început testul ăsta la 95.784 de kilometri și acum mașina are fix 96.401. Deci trebuie să facem o dată 704 minus așa 96.401 kilometri. Și anume 617 km. Acum a fost destul de greu să facem testul ăsta, pentru că noi călătorim destul de mult cu mașinile și în general facem și drumuri în afară. Așa că atunci când am știut, ba, avem de făcut vreo 3, 4, 5 verificări în oraș plus una în afară, nu luăm Toyota. Toyota o folosim doar pentru oraș. Așa că mers ăștia 617 km exclusiv în oraș. Mai avem ceva benzină în rezervor, sunt curios câtă benzină o să intre. 617 km făcuți în oraș, în aglomerație. Hai să vedem! O să băgăm benzină până la primul click, la fel cum facem la toate celelalte teste. Sunt foarte, foarte curios. Mamă, dar intră ceva. Oprește-te! Da. Bă, oprește-te! Fiu! Bun, asta ce înseamnă pentru noi? Înseamnă că avem 45 de litri, 45.04 litri, împărțit la 617 km, ori 100, înseamnă un consum la pompă pentru mașina asta. Pe 617 km, în oraș, bară la bară, în trafic, în aglomerații, de 7,29 de litri la 100 de km. Nu știu dacă se vede treaba asta. Mă duc să mut mașina și să plătesc alimentarea și apoi rediscutăm. Bun, între timp, nu știu dacă m-am dat mare cu treaba asta, dar am devenit membru Golden. Nu știu exact câte puncte o să mi-aducă, dar pot cheltui punctele astea pe care le am aici, dacă se văd, pe diverse chestii. Eu mai îmi cumpăr de la benzinărie tot felul de alte chestii. Până să trecem așa la o concluzie, vreau să și răspund la o întrebare, și anume, câțiva dintre voi m-ați întrebat, dar de ce alimentezi tu cu benzină premium? Ei bine, eu nu mă droghez, nu beau, nu fumez și am bani de benzină premium și aș vrea să pun în mașina mea sau în mașinile pe care le conduc, chiar dacă nu sunt proprietatea mea, cel mai bun carburant pe care îl găsesc. Eu acum consider că OMV Max Motion ăsta pe benzină este cel mai bun carburant pe benzină și folosesc de mult, cred că de peste 15 ani, Max Motion diesel, așa că sunt ok cu OMV-ul și cu carburantul ăsta premium. Nu recomand să folosești carburant premium
tot timpul. Eu folosesc de obicei când merg la drum lung, bine, folosesc și prin oraș uneori, dar folosesc așa, la 2-3 rezervoare de benzină standard, pun 1 până la 2 rezervoare de benzină sau motorină premium, în funcție de mașină. Bun, hai să ne întoarcem la oile noastre, și anume, consumul ăsta de 7,2 litri la 100 de kilometri, pentru un SUV mers doar în oraș. Eu cred că consumul ăsta este mai mare decât m-aș fi așteptat. Probabil consumul în bord arată cu 0,5 litri la 100 mai puțin. Cred că arată un 6-8, dar este relevant consumul la pompă, nu consumul ăsta. Ce să zic, mașina asta n-are cum să consume nimic. Pentru că nu e electrică, este până la urmă un hibrid, nu este plug-in hybrid. Mie mi se pare un consum destul de bun pentru un SUV. Probabil cu un BMW, cu un Audi, cu un ceva sub 10-12 litri la 100 de kilometri în oraș. În oraș, mers exclusiv în oraș, n-ai cum să scoți, n-ai cum să scoți 8, 7. N-ai cum să scoți, mă, consumuri de-astea cu un SUV diesel. Și dacă ai un SUV turbobenzină, acolo sub 15 nu cred că ai ce discuta. Mediu în oraș. Ce părere aveți voi de consumul ăsta? Este un consum bun? E prost? Și ce consumuri scoateți voi cu Toyotele voastre? Acum, eu sunt sigur că există mulți toyotiști printre urmăritorii Mașina Potrivită și sigur aveți consumuri mai bune. Noi, într-o lună jumate cât am testat mașina asta, n-am făcut fiecare rută să vedem, dar în principiu am mers în aglomerație, am prins și ceva trafic mai decent, dar am mers pe diverse rute. Acum, dacă voi aveți niște rute pe care sunteți obișnuiți să mergeți, probabil puteți să scoateți consumuri și mai bune. Care este, dintre voi cei care aveți Toyota, cel mai bun consum pe care l-ați obținut până acum? Lăsați-mi, vă rog, părerile voastre și cifrele voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Mulțumesc că v-ați uitat la acest episod cu Mașina Potrivită și până la următorul episod v-am salutat! Pa, pa! Și acum, în sfârșit, o să putem și noi să mergem cu mașina asta puțin fără să mai ținem cont de consum. Ah, da, testele astea ne-au rupt. Pa, pa!